Ok, și de la CSM Dunărea vor avea viață grea în Cupa Continentală. Gălățenii nu au avut noroc la tragerea la sorți. Britanice de la Coventry Blaze și polonezii de la GKS Tichy sunt principalii favoriți la calificarea în faza următoare. Cea de-a treia adversară va fi aflată abia după încheierea turneului, la care vor lua parte Partizan Belgrad, Rishon Devils din Israel, CSKA Sofia și Zeytin Burun Istanbul. Dunărea își depusese candidatura pentru organizarea turneului, însă conducerea Federației Internaționale de Hockey pe Gheață a hotărât ca polonezii să fie gazdele competiției. Până când se va desfășura turneul, mai este destul timp. CSM Dunărea trebuie să vadă pe ce jucători se va baza. Important va fi ca cei 5 ucraineni să evolueze și în sezonul următor pentru campioana României.